Nu? Neața din nou. Exprimarea trăirilor și a emoțiilor se face practic astăzi prin intermediul faptelor găritoare. Luna din Capricorn ne predispune la inhibare și interiorizare. Doar prin descoperirea la timp a acestor tendințe pot face ceva racii și fecioarele. Berbec, ceilalți te percep ușor arogant, poate chiar indiferent. Explică-le că ești îngândurat din pricina muncii. Taur, se îmbunătățesc relația cu membrii familiei, în special cu cei mai în vârstă. Te bazezi pe experiența lor. Gemeni, conexiunea cu partenerul se face anevoios pentru că ți-e teamă să te implici sufletește. Doar dacă riști, vei câștiga. Rac, îl percepe pe cel drag drept rece și distant. Provoacă să se confeseze și să vorbească despre trăirile sale. Leu, reacționezi agresiv atunci când dai sfaturi și nu sunt urmate. Înțelege că sunt povețe și nu ordine. Fecioară, ți-ai impus unele standarde greu de atins pe plan sentimental. Mai mult, nu judeca o carte după copertă. Balanța, fie tu te poți dictatoria la casă, ori cei mai în vârstă se manifestă autoritar. Respectați-vă alegerile. Scorpion, îți exprimi sentimentele cu greutate și ești mai puțin demonstrativ. Faptele pot vorbi în locul tău. Săgetător, începi să te diferențiezi față de unele persoane din anturajul tău. Este un semn că ai început să te maturizezi. Capricorn, par genul inabordabil și cei din jur tind să te evite. Încearcă să nu le transmiți tensiune celorlalți. Vărsător, faptul că nu ai încredere în propriile capacități se resimte pe plan social, par mai interiorizat decât de obicei. Pești, exerciți influența asupra prietenilor sau aceștia te controlează pe tine. Prețuiți-vă reciproc personalitățile. O zi cât mai frumoasă!